Acum să vă prezentăm și componențele celor două formații și începem cu oaspeții partidei. În poartă astăzi la Petru Cub, acum să vă prezentăm și componențele celor două formații și începem cu oaspeții partidei. În poartă, cu mențiunea că cu puțin timp înainte de începerea meciului a fost oferată o schimbare. Iată acum, deci start pentru partida dintre FC Băiot și Petru Cub, 691 de puncte adunate și locul 3 în clasamentul all-time. Acum pasă periculoasă la poarta lui Mieră și gol! Gazdele reușesc să deschidă scorul în acest minut 11. Serhii Molocco este cel care reușește să deschide scorul și să se înscrie pe... Cât de simplu a fost, s-a operat... Mai mult, până acum, cei de la FC Băiat a fost o pasă foarte bună, iar Molocco a reușit să trimită pe lângă Mera, fără șanse pentru că Inter, în cer scuze, a trecut de Shakhtar. Acum, offside, însă, offside pentru Mihail Plătica. Trebuie să fie foarte atent, greșește Ștefan de Frus. Ruben cu o pasă în față, să vedem cine este primul la minge. Ion Jardan, Revenco este cel care salvează. 1-3 în continuare, 1-0 pentru FC Bălț. Vă reamintesc, totul a plecat de la acea ieșire nesigură, hazardată, neverificată a lui Meira. Sandu, Jardan. Pasă pe jos de această dată, minge, ajunge cu noroc la Ambros și este 1-1. Nu s-a ridicat fanionul de la margine, iar Petru Cub reușește cu mare noroc să restabilească egalitatea în acest minut 34. Da, acum momentul cu reușita lui Ambros a fost bâlbieri. În linia defensivă a celor de la FC Băț. Daniel Danu pe partea stângă. Urmează o centrare spre careul advers. Acolo este Medina și Molocco. Șut Molocco spre poartă. Intervenție Mera. Ruben. Foarte bine din prima. Moțpan Cemski acolo. Pasă pentru Molocco și Molocco este în fața golului de 2-1. Serghii Molocco. Și ce ocazie pentru FC Băț și Serghii Molocco. Ar fi fost de un nou contraatac școală pentru echipa din nordul țării. Dezamăgire mare în tribunele stadionului municipal din Băiat. Dumneavoastră să revedeți reluarea cu această acțiune de atac. Minge care ajunge la Melachi. O pasă pe jos pentru Ambros. Acesta mai departe. Plătică din nou Ambros și ocazie mare! Meci care personal îmi place foarte mult. FC Băiat și Petru Cub. Îl văd pe Lilian Popescu certându-l pe Constantin Sandu. Marius Iosipoi. Jardan. Șutul lui Ion Jardan. A fost un șut nu rău. Este clipe. Moțpan. Cercă o incursiune Moțpan. Danu driblează pe Bogaciuc. Danu în careul advers. Pasă pentru Moțpan. Acesta a ezitat să șuteze. Nikita Moțpan pierde, să păstreze posesia pentru cei de la Petru Cub. Ambros pasă în lateral la Sergiu Plătică, este acolo și Daniel Danu. Un pic în spate la Iosipoi, urmează centrarea acestuia. Fiodorov! Ce ocazie a ucraineanului Fiodorov! Minutul 67 în continuare, 1-1 în duelul dintre FC Băiat și Petru Cub. Iar dumneavoastră revedeți pe reluare. Băiat pleacă acum pe contraatac. Daniel Danu este în posesia mingii lângă el la Aribe. Pasă în careul advers, protejează foarte bine în acest meci. Pasă pentru Iosipoi la marginea careul advers, centrează Iosipoi, reluare cu capul! Ocazie mare pentru Petru Cub, dar se pare că a fost și o poziție de offside a lui Mihai Plătica. Iosipoi. Pasă pentru Ambros. Ambros trece de Costin. Joc cu mâna, într-adevăr, am văzut și eu aici din tribune, joc cu mâna din partea lui Petru Costin, fapt semnalizat, evident, și de centralul Piotr Stoianov. Bine reluarea, dar se vede clar că a fost o mână întinsă a lui Petru Costin.
Să vedem însă dacă Ambros va reuși să transforme. Nu, renunță Vladimir Ambros, renunță, iar cel care va executa este Vadim Gulceac, repet, discipol al școlii de fotbal din Bălți. Șutează Gulceac și 2-1 pentru Petru Cup. Bucurie mare pe banca de rezerve formației din Hâncești, minutul 89. Foarte bine Petru Costin, iar în aceste clipe centralul Piotr Stoianov pune punct duelului dintre FC Bălți și Petru Cub, un meci din cadrul rundei a 19-a diviziei naționale, în care Petru Cub în extreme să smulge o victorie și Petru Cub Hâncești. Formația oaspete a avut posesie mai bună pe durata întregii partide. Dublă sărbătoare pentru echipa dumneavoastră, 22 de ani la ființare și astăzi 3 puncte într-un meci dificil, zic eu. Da, cum și-am vorbit înainte de meci, într-adevăr, Bălțu au o echipă bună. Ceea ce contează de meci, cred că am dominat tot meciul. Știam că Bălțu se joace mai mult pe atacuri, faza de tranziție din apărare, din atac. În prima repriză s-a comis greșeli individuale, dar până la urmă băieții s-au străduit să joace un fotbal combinativ. Păcat că starea terenului lasă de dorit, pentru că cred că ambele echipe demonstrau un alt fotbal, pentru că într-adevăr ne-am așteptat mult mai mult. Dar este important ceea ce am spus la început de meci, că am obținut 3 puncte, pentru că e foarte greu să joci la Bălți. Și vreau să felicit și adversarul cu joc frumos. Nu ne rămâne să ne refacem și să ne pregătim de ultimul meci. Este al doilea meci consecutiv în care echipa dumneavoastră ia gol în primele 15 minute. Din ce cauză se întâmplă asta? Nu știu, vreau mă analiza. E clar că fotbalul constă și din greșeli, dar ne-a prins iar și pe o fază, s-a greșit faza de tranziție. Mult, mai ales în primele 15-20 de minute, am greșit foarte mult. Ceea ce a lăsat amprentă și a luat gol, dar mi-a plăcut că băieții au dat dovadă de liniște. Am jucat, practic, nu țin minte dacă poate am avut vreo 3-4 atacuri rapide, restul am jucat în joc pozițional și ceva ne-a reușit. Am luptat numai cu adversarul, dar și cu teren. Nu veți putea conta meciul cu Șerif pe Bogăciuc și pe Revenco. Veți găsi soluții pe potrivă? Da, da, avem lot și sunt sigur că băieții care o să înlocuiască, o să înlocuiască bine. Mersi și succes! Ваш коментар, пожалуйста, по поводу матча. Ну, в первую очередь я хочу поблагодарить ребят за хорошую игру, за самоотдачу. Выложили сегодня на все 100%. Ну, удача была на стороне Петрокуба. Что не хватило вам сегодня, чтобы хотя бы в ничью сыграть? Ну, скорее всего, ничью. Я не знаю, как за счет этого пенальти. Это надо смотреть, разбираться. Но потеря концентрации, скорее всего. В конце они уже пошли навал делать. И так получилось, что, наверное, зацепило руку, пенальти. И вот и повлияло на результат.